Bună seara, domnilor și domnilor, bine ne-am regăsit la o nouă ediție a emisiunii La Obiect. Vom încerca în această seară să pătrundem într-o lume nevăzută, într-o lume prea puțin înțeleasă, într-o lume deseori injustă și care nu seamănă deloc cu realitatea, o lume pe care puțini au, nu știu dacă să o numim oportunitatea, au ocazia de a o vedea fără a fi parte integrantă din această lume. Este vorba de lumea de dincolo de poarta unui penitenciar. Așadar, în această seară l-avem invitat pe domnul Mihai Groza, fostul preot al penitenciarului din Târgu Jiu, alături de care vom încerca să pătrundem în dedesubturile lumii din spatele gratilor. Stimate domn, bună seara! Bună seara, vă mulțumesc pentru invitație, mulțumesc dumneavoastră și telespectatorilor noștri care poate acum ne urmăresc. Stimate domn, cât este de greu să încerci să înțelegi, să înțelegi pe cei care sunt dincolo de poarta unei închisori, cât este de greu să lucrezi cu aceste ființe, să le spunem, în ideea în care se știe foarte bine că nu ajung acolo numai intelectual, să spunem, pentru fapte de, nu știu, corupție, dare, luare de mită, ci deseori găsim în acest spațiu ciudat, în spațiu atipic, brute, găsim oameni extrem de violenți, găsim pedofili, găsim criminali, găsim poate criminali în serie, ceea ce este și mai grav. Așadar, cât este de greu să încerci să-i înțelegi și să-i ajuți din postura pe care dumneavoastră până de curând ați avut-o înainte de ieșirea la pensie? Da. După terminarea facultății, în 91, am ocupat postul de educator timp de 4 ani în penitenciarul Târgu Jiu și după 4 ani postul de preot pe care până acum câteva luni l-am deținut în cadrul penitenciarului Târgu Jiu. O activitate destul de riguroasă, dar revenim acum, să spunem. Deci viața de penitenciar este un lucru închis, adevărat, și munca cu omul este cel mai greu lucru pe care o știe toată lumea. Și cu ce oameni vorbim acum? Despre ce oameni vorbim acum? Nu toți sunt la fel, caractere diferite, educați diferit, cu școală, fără școală, și cred că educația își pune cuvântul. Am întâlnit tot felul de oameni. Oameni care au venit la capelă, care s-au rugat, care de foarte mult s-au spovedit, s-au împărtășit chiar unii și chiar le spuneam că ei trebuie să spună la spovedanie absolut tot. Și mi-au spus absolut tot ce au avut pe suflet, pentru că au simțit această apropiere de Dumnezeu. Chiar mulți nu au fost niciodată într-o biserică, îmi spuneau, dar prin faptul, nu vreau să mă laud, prin faptul de apropiere de ei, de sufletul lor, să-i atingi coarda sensibilă, pentru că acolo, dacă ajungi la coarda sensibilă, îi devii aproape un apropiat. Și poate noi, cei care lucrăm, inclusiv eu care am fost acolo, pentru noi esențial este să îi ajutăm să treacă mult mai ușor pe această perioadă de timp care este destul de grea, pentru că nu mai ai posibilitatea să pleci când vrei, unde vrei și Corect. toate așa. Și vreau să ne gândim că mulți, foarte mulți, ajung la suicid. Impactul este foarte mare pentru cei care vin prima dată și faptul că sunt, cum a spus și dumneavoastră, acești, să zicem, poate nu criminali, da, pedofili, Brute. tâlhari, care, dar, poate să ajungă, eu am întâlnit oameni, dar, care au făcut crime, dar care, la un moment de furie, la un moment, eu De știu, pierderea cumpătului. da, de pierderea cumpătului, că după ce faci o perioadă de timp, parcurgi o perioadă de timp în penitenciar, de fapt schimbi stilul de viață. Toți de acolo devin niște ciume pentru tine, toți acești puși polițai sau cum le se gardieni devin niște ciume, nu poți să-i vezi. Și ați văzut și acea crimă când l-au omorât la gară, acela acolo, Da. vasului, deci devine pentru el orice haina, modelul haina polițienească, e evident să-l omoare, să-l taie, pentru că nu mai suportă, nu Așa suportă. cum taurul vede roșu, Da, vede de roșu în fața exact, ochilor. da. Și acum am întâlnit, deci, fel de fel de oameni, m-am avut foarte bine. Dacă
revenim poate un caz care l-aș aduce acum în fața dumneavoastră, cazul Bordenciu, Miron. Un caz care la Vădeniș omoară soția și soacra, îi se dă MSV-ul, muncă silnică pe viață, ajunge la 25 de ani și acum este în pragul liberării. Un om care a amenințat de N ori cadre ale penitenciarului Târgu Jiu, de la doamna doctor, de la psihologi, ofițeri, și s-au făcut rapoarte, unele s-au anulat foarte multe. Și iată că după această perioadă, timp de cât a trăit în penitenciarul acesta, cu pe unde a fost, că a umblat normal în acești ani, el ajunge să facă la CEDO acea petiție și câștigă 15.000 de euro. Pe ce? Că n-are condiții în penitenciar. Că i-a căzut dinții, căldore piciorul, păi dar și pe mine care stau acasă mai mă doare și un dinte, mă mai doare și un picior. Și a dat 15.000 de euro pentru două crime. Eu aș presupune mai acum să luăm în glumă să le facă hotel de 5 stele. Sau poate mai sus, cu jacuzzi, cu ăștia, că dacă se pot câștiga. Eu nu am crezut niciodată că poți să faci crime și să câștigi la CEDO pe condiții de că n-am aer, că n-am, în condițiile în care acest deținut a avut de toate, a fost chiar protejat pe infirmerie, pe toate alea, pentru că omul se pare că nu e nici sănătos pe creanga lui și se știe foarte bine acest lucru. A fost protejat de cine? Protejat de instituție. Pentru că alți deținuți să nu recurgă la acte de violență asupra lui. Pentru că la un moment dat, el fiind așa cum este un om bolnav, ajungeau să recurgă la aceste acte de violență. Și Doamne ferește ca instituția să se registreze cu o altă crimă în interior. La nimeni nu-i convine acest lucru. Atunci este normal ca să protejeze acești oameni prin, în sensul ăsta. Îi bagi într-o cameră cu doi deținuți sau trei unde sunt liniștiți, eu știu, și atunci îl protejezi acolo și nu îl lași să, și la curtea de plimbare îi faci o anumită plimbare în care deținuții nu sunt în curtea aceea toți deținuți și atunci îl lași pe el să prime în acel perimetru unde să liniștească, să nu aibă nicio contact cu al deținuții. Și practic nicio posibilă altercație. Exact. Cu aceștia. Une... Dar eu am prins și sinucideri. Am făcut chiar în momentul în care s-au sinucis cu s-au spânzurat în baie cu ceaceafuri, cu șireturi, cu rele, au ajuns de multe ori, n-aș putea să spun exact de ce, dar sigur că i-au părăsit soția, care este un act clar, i-au părăsit soțiile și atunci au reculat acest lucru sau alte cazuri, dar în general când soția îl părăsește, el recurge la acest lucru. Și evadările s-au făcut și înainte tot pe acest lucru, pentru că stau la muncă și audea că soția lui a plecat. Atunci el făcea tot posibilul, da, să evadeze, să ajungă acolo și să rezolve problema. Putea să se evească o altă crimă sau știu, altceva, știi. Deci vă spun, am întâlnit fel de fel de oameni. Oameni care au murit odată, de două, de trei, violatori, tot felul de oameni care nu le era rușine să spună pentru ce sunt condamnați. Îl întrebam, a zis că tâlhărie, dar era de viol. Știți care e problema? Problema ar fi foarte mult și acelor pedofililor, care sunt destui de mulți oameni care se culcă cu fetițe mici sau cu copii, ați văzut și dumneavoastră, este extraordinar. Bine, din poveștile pe care le știm dincoace de poarta unui penitenciar, se aude că ei beneficiază de altfel de un tratament aparte și din partea celorlalți deținuți, știindu-se că există așa un dinte împotriva acestora. Da, în general ei nu prea își declină fapta acolo, știind dacă au asemenea lucruri mai lezute, pentru că fiecare au copii, fiecare... Și se gândesc, dacă ar fi copilul meu în postura ca acel om să îl abuzeze, da? Și atunci, normal că au un fel de altă trăire acolo, pentru că totdeauna se gândește, băi, tu ai făcut sau așa, dar nimeni nu se mai încurcă să recurgă la alte fapte de violență, cum se făceau anumite treburi în 91, 92, 93, când erau ținuți sub pat și tot felul, pentru că, v-am spus, și au copii, chiar dacă au făcut anumite fapte, și dar nu recurgeau la pedofil sau homosexualism sau în alte treburi. Poate erau furturi și, în general, că furturile predominau și cred că predomină și în timpul de astăzi în penitenciar, furturile, pentru că
E viața grea. Este așa viața este. Destul de grea și știm că ajutorul social nu este așa și ei când ies, din, se eliberează din penitenciar, nimeni nu ajută cu absolut nimic, ceea ce se făcea înainte. Iată, după 26 de ani, spuneați, de activitate, da, în cadrul penitenciarului, ați părăsit acest sistem. Aveți regrete, chestiuni care v-au supărat, v-au deranjat și pe care poate din vari motive până acum n-ați avut posibilitatea de a le spune, de a vă manifesta, așa cum de altfel alte persoane, alte medii refulează deseori? Vă mulțumesc că mi-a ridicat mingea la fileu. Da, am avut și am în continuare o mare neîmplinire, o mare supărare, pentru că în viața aceasta am întâlnit foarte mulți directori, vă dați seama, din 91 a fost și comandat și foarte mulți directori care s-au perindat în decursul acestor ani prin penitenciarul Târgu Jiu. Dar, vedeți dumneavoastră, nu toți sunt la fel, exact ca și deținuții, caractere diferite, caractere care la unii nu aș putea să-l numesc, nu știu, să-i spun mincinos, să-i spun, nu știu cum să-i spun. Dar oricum, aș putea să spun că domnul Popescu Ion, actualmente director penitenciarul Târgu Jiu, nu avea nicio problemă cu cadrele, dacă așa. Deci problema dânsului era ca să-și ajute prietenii pe care îi avea și mă refer la acel lucru care pe mine chiar e dureros, la acel 50% care se dădea la un moment dat pentru oamenii care, pentru cazuri de excepție. Aceste cazuri de excepție vreau să reamintesc că nimic nu mi s-a întâmplat rău, că nimic nu am făcut rău, că am fost curat, mi-am făcut datoria și am trei elemente de excepție pe care vreau să le punctez. 1. Capela penitenciarului Târgu Jiu, pictată extraordinar, care oricine va intra acolo se poate filma, să vedea că este de excepție. Am ținut în cadrul compartimentului cultural-educativ un an și 6 luni și birou, fără neplătit niciun ban, cu toate că puteam să fiu un puternicit să fiu plătit. Și n-am plătit și am spus să fie reținută treaba și să fiu și-o ajutat cu acel, pe 3 luni, acel ajutor de 50%, da? Care se mai mărea pensia, da? Într-o noapte de Sfintele Paști eram acolo, pentru că e singura noapte când eu fac învierea noaptea acolo și pot să intru noaptea, să stau până dimineață, ca să pot să acord Paștele dimineața la deșteptare de tuturor deținuților și ouă roșu. Peste gard s-au aruncat 7 celulare în 2 cutii și 4 încărcătoare. Le-am adus la... Asta spre dimineață? Nu. Vreo 4 înainte de a începe slujba de 11 și după înviere încă 3. Înțelegeți? Și erau și încărcătoarele și ălea. Și le-am adus la șeful datului de tură, la cunoștință, le-au scris... Și vreau să vă spun ceva, o anomalie. Într-un an de zile, cei de la pază nu descoperiseră nici 2 celulare. Iată că eu, într-o noapte de Paști, venind acolo din pentru am satisface slujba acolo, am găsit aceste celulare. Și i-am spus, domnule, nu se dădea atunci, dar să țineți minte, să punctați și asta. Da, da, fără probleme. N-a ținut. Dânsul a ferit la cei care au venit acum, nici n-au intrat bine pe penitenciar de un an, doi. Poate au spate, poate au pe cineva pe care dânsul știe și atunci i-a acordat acel 50%. La alții l-a dat, care au avut de 2 ori, nu o mai dau nume că n-are rău, de 2 ori la rând, acel 50, care stau în birouri și care nu miroase, deci nu toți muncim. Dar una e diferența să muncești la birou și una să stai cu deținutul zi de zi, să-i miroși, să-i simți, să vezi că hârie, să vezi că scuipă, să vezi că mărie, să stai cu cei, vorbim și de boli, da? Sifilis, sida și alte boli, da? Vorbim de atâtea boli. TBC-ul. Corect. Nu? Care... Și stăteam cu 50 de inși, să zicem, la o sărbătoare, păi acolo. Eu făceam slujbă, le cântam, le spuneam, le făceam. Și oamenii stăteau pentru că cred eu că le place și îmi pare rău că poate unii dintre ei ar fi intrat în direct să vorbească aici, să spună dacă ar fi putut acolo. Sigur au și celulare și acum, sunt sigur. Cum se spune, că jocul de noroc și
acel lucru cu nenormal, nu se scot din pușcărie, înțelegeți dumneavoastră? Da. Se întâmplă, niciodată se vor întâmpla. Este clar. Deci sunt foarte multe. Și acel lucru este dureros pentru mine, că mi-a promis că îmi va da. Am stat acolo, am făcut aceste lucruri și se pare că nu. Chiar pe doamna redactor șef, Ana Maria Stoica, contactat telefonic de dânsa, a mințit-o că nu am fost propus. Ba, am fost propus de 4-5 ori de doamna Fritan și așa, care era atunci educatoare surogat, da? Și așa mai departe, și nu mi-a dat. O comisie alcătuită, de fapt, din cine? Alcătuiește comisia? O alcătuiește din șef birou financiar, IT-ul, compartiment juridic. Ei nu cunosc viața. Ei nu au fost niciodată în biserică să închine vreodată. Nu știu activitatea mea. Nici eu nu o cunosc pe-a lor. Atunci cum poți să votezi dacă îi dăm sau nu îi dăm acestor oameni care nu-ți cunosc acția? Lucru pe care cel puțin juristul Petreanu a spus-o. Noi nu putem să facem acel lucru pentru că nu știu. Noi spunem da, că normal. Și la noi, nu. Atunci a zis așa. Eu fac ce vreau, eu dau cui vreau, deși asta... Mai rău ca într-o dictatură. Deci domnul Popescu crede că pușcăria dânsului. Și mi-aduc aminte ce zicea domnul Becali, că fiecare director este lăsat să facă ce dorește, nu? În penitenciar. Cu toate că au fost declamați, au venit și au văzut, nimeni nu l-a măsuri. Eu chiar, lui doamna Cristina Dumitran, una din membrii DIP-ului, Direcției Inspecție Penitenciară, i-am relatat treaba asta venind în cadrul penitenciarului din anumite probleme tot de cercetat și am spus, a zis că va lua măsuri, se va interesa absolut nimic. Nici o măsură, nici nimic. Chiar directorul general i-a scris un mesaj în care i-am relatat faptul că am 26 de ani, că am făcut cam dâns și am zis, eu i-am scris, vă mulțumesc, să vă dați Dumnezeu înțelepciune și să dați un sfat bun domnului Popescu și poate mi-oferă și mie acest 50. Sunt sigur că acest mesaj l-a primit și el, pentru că la un moment dat i-am spus, a zis, părinte, să fii cu minte și să dați Dumnezeu înțelepciune. Deci mi-am dat seama de acolo că... Aceleași cuvinte. Da. Aceleași cuvinte pe care înțelepciunea nu trebuia să mi-o dea mie. Trebuia să o dea dânsului. Trebuia să gândim. Eu i-am și spus, indiferent ce ați avea, nu v-am făcut niciun rău. Nu. La un moment dat le spunea la niște colegi de-ai mei că îl ameninț. Să nu mai mă amenințe. Dom'le, nu mai amenințare. Amenințare înseamnă când spun că sechestrez familia, îți rup arcul, îți dau fol acasă. Eu nu am spus, Doamne ferește, așa ceva, nici nu fac în viața mea. Dar am spus că o să ajung la un post de televiziune sau la un ziar să pot să-mi spun ofu și eu să spun ce elemente conține domnul Popescu. Că în față este extraordinar și zici că este nemaipomenit și în spate este altceva. Omul cu două fețe? Și asta este dubios, că toți care îl văd și atunci spun, este extraordinar, un om extraordinar, dar dacă ar vedea exact ce face și cum face, deci foarte mulți colegi de-ai mei sunt supărați, foarte mulți cu care am vorbit și au ieșit la pensie, au spus că nu se putea, pentru că atâția ani de muncă putea să le dea și au dat la alții care au venit un an și doi ani. Și la altul de două ori care... Acest procent de 50 reprezintă, în fapt, un soi de salariu de merit. Da, exact. Da. Și se acordă pe perioada de... pe 3 luni. Pe 3 luni. Da, pe 3 luni. Și atunci e normal că se pune la salariul de bază și corect. În momentul de... Ce mai măriște? Nu l-am făcut eu. Nu l-am făcut nici dânsul. Ăsta a fost acordat de ANP-ul. Nu l-am știut. Asta a fost... Dar eu, acordându-l, de ce oare pe alții cu un an și doi? Și eu n-am putut să-l obțin și eu odată. După 26 de ani de muncă, asidu am penitenciarul Târgu Jiu, îl întreb pe domnul Popescu. Eu am terminat și am fost director la Rogojelu două trimestre, director învățător, suplinitor, și am venit în cadrul penitenciarului ca învățător. Dânsul era contabil, la SADU, da? Domnul contabil, vă întreb, cum ați putut să nu vă călcați pe inimă să mă oferiți și mie acel 50%? Am o întrebare, dați-mi un răspuns. Veniți și dumneavoastră aici la Accent sau la alte televiziuni și spuneți și dumneavoastră cum ați putut să faci acel lucru. Să aș fi curios să văd ce răspundeți și cum răspundeți. Iar sunt curios pentru că cred că omul are și ceva bun în el. Și trebuie să fim buni, trebuie să ne ajutăm, trebuie să... Așa a spus Domnul Hristos, să ne ajutăm, da? Mie nu trebuie mulțumiri, lucru pe care mi-a spus să aduc mulțumiri. Mulțumiri, cum se spune, am pădut prin. Dacă vrea să mulțumiți cu adevărat după această perioadă de zi, n-ați prins-o cu mine din 91, îmi oferați acel 50%.
Fără discuție, de mulțumiri suntem cu toții. Sătui în viață nu țin nici de foame, nu țin nici de cal, nici de frig. Da. Așa este. Stăteam acum gândindu-mă și ascultându-vă și gândindu-mă la următoarea chestiune. Totuși, că ne mai uităm, neavând contact cu această lume și nici nu ne dorim sincer să interacționăm cu această lume, ceea ce auzim, povești care descriu cu siguranță realități, ceea ce vedem în filme, deși acolo sunt cosmetizate, totuși un conducător, un director de închisoare chiar poate să ia toate deciziile acestea de capul lui, prima întrebare, și a doua întrebare, cât de puternic să-i fie asigurat spatele, să spunem, unei astfel de persoane, încât, indiferent câte reclamații vin, indiferent câte controle, presupun că în urma unor reclamații se fac controle. Corect. Așa? Să nu se întâmple absolut nimic cu persoana în cauză. Sunt anumite probleme pe care, normal, se sună la București și se iau anumite treburi, aprobări. Dar, în general, ce ține de acolo locul, directorul face ce vrea și răspunde pentru ceea ce face, da? Dar vedeți că pe ce răspunde? Că au venit în controle foarte mulți, cum au venit, așa au plecat. Și n-au constatat nimic, absolut nimic, surprinzător sau ceva, ne la locul lui. Totul a fost foarte bine, totul a fost ok. Deci, ce să spun? Deci, nu. Deci, știți cum este? E adevărat, este o familie. Sau foarte mulți s-au înrudit între ei, să spunem, și problema asta. Știți ce mi-a spus un coleg de-al meu? Cum să-ți dea, măi, părinte, ție, dacă un tată are un pachet de biscuiți? Nu-l dă la copiii lui, îi dă la străini? Nu. Corect, așa este. Suntem nevoiți să luăm o scurtă pauză de publicitate. Revenim imediat. Da. Sub parânghe forfotă mare, joia și duminica, toată suflarea vine în Târgu Jiu, la Târgul Auto Succes, Târgul Târgurilor din Oltenia. Mii de mașini, mii de comercianți și zeci de mii de vizitatori. Aceasta este imaginea unui adevărat târg auto, unde vinzi și cumperi aproape orice. Iar când îți vine foame, cei mai adevărați mici îi găsești în terasa Succes, numai preparate sănătoase din carmangeriile noastre. Carne sigură ce provine de la fermele Succes. Aducem din păstrăvăria noastră păstrăv viu crescut natural, pâinea gorjenilor proaspătă și caldă, fructe și legume, toate la prețuri de producător. Asigurăm toate serviciile unui târg auto european. Târgul Auto Succes, cel mai mare târg auto din Oltenia. Cine construiește, depozitul Adelia Con materiale de calitate pregătește. La depozitul Adelia Con din Târgu Cărbunești găsiți toată gama de materiale de construcții, începând de la ciment, fier, cărămidă, BCA și multibat și până la țiglă, gresie, faianță, vopsea lavabilă și tot ce trebuie pentru finisaje. Depozitul Adelia Con în Târgu Cărbunești, strada Pieții numărul 26, la 300 de metri de la CEA spre piață, pe partea dreaptă. Transportul la domiciliu se face cu mașini între 3 și 22 de tone, inclusiv cu mașină prevăzută cu macar de încărcare-descărcare. Depozitul Adelia Con. Meseria și știu de ce. Raico, dealer Husqvarna, dă startul campaniei de primăvară. Ai reducere 200 de lei la motoferăstrău Husqvarna 236 și motocoasa Husqvarna 128, 150 de lei la mașina de tuns iarbă, 200 de lei la 4 modele de motounelte pentru Garviu, 150 de lei la refolatoare pentru frunze, reduceri de până la 300 de lei pentru o gamă variată de motounelte pentru cosit și motoferăstraie, 200 de lei la motoferăstrăul 562XP și cadou o cască de protecție. Primei
primești un set de foarfeci de grădinărit cadou la achiziționarea unei mașini de tuns gazonul. La noi găsești motocultivatoare Verdina, adresate pentru cultivarea grădinilor de legume. Husqvarna, ne găsești în Târgu Jiu, Novaci, Târgu Cărbunești, Turceni, Motru, Padeș, sat Apa Neagră. Telefon 0253-210736. Raico, e al naibii de greu să fim cei mai buni. Contain HR oferă locuri de muncă în Germania. Sudori, lăcătuși, instalatori sanitari, mecatronist auto, CNC programatori, șoferi tir, măcelari, brutari, bucătari, medici specialiști, asistenți îngrijire bătrâni, personal cadastru. CV-urile se depun la adresa de e-mail cv@contain-hr.ro. Relații la telefon 0737-335-250. Everybody! Important, nu percepem comisiuni pentru intermediere. Oferim transport la noul loc de muncă și cazare la cele mai avantajoase prețuri. Pomadin.ro. De ce noi? Pentru că suntem cei mai buni în domeniul distribuției. Începând de la alimente, cafea, băuturi alcoolice și non-alcoolice, cosmetice, pachete aniversare și până la vinuri de cea mai bună calitate. Pomadil.ro. Livrăm în afara orașului la o comandă minimă de 100 de lei, transportul este de 10 lei. Pentru comenzi de peste 2000 de lei, transportul este gratuit în afara orașului, iar în Târgu Jiu livrarea este gratuită, indiferent de valoarea comenzii. Pomadil.ro. Pentru comenzi, contactați-ne la numerele de telefon 0253-237-420 sau 0756-112-054. Pomadil.ro. Satisfacția noastră, mulțumirea dumneavoastră! Accent TV angajează agenți marketing. Fete, oferim salariu, cadru de muncă legal, comisiuni la realizări, mașină de serviciu, telefon de serviciu, birou, cerințe, cunoștințe generale de economie, marketing și promovare. Persoană cu viziune creativă, dinamică, orientată către rezultat. Permis de conducere categoria B, aspect plăcut și ținută business. Disponibilitate la program prelungit. Detalii la telefon 0799-620-520. CV-urile pot fi depuse în privat pe contul de Facebook Accent TV Oltenia, pe adresa de e-mail accenttv.ro@gmail.com sau la sediul din Târgu Jiu, Calea București, numărul 64, biroul 8. Vând teren 17.500 metri pătrați arabil în comuna Coșoveni, județul Dolj, sola 24, parcela 9, cadastru intabulare. Vând teren 17.050 metri pătrați arabil în comuna Coșoveni, județul Dolj, sola 53, parcela 22, cadastru intabulare. Vând teren 1.250 metri pătrați intravilan la DN772, comuna Coșoveni, județul Dolj, sola 105, parcela 11, cadastru intabulare. Vând teren 2500 metri pătrați, comuna Coșoveni, județul Dolj, sola 64, parcela 49, cadastru intabulare. Prețuri negociabile. Așteptăm oferte. Relații la telefon 0799-620-520. Am revenit cu a doua parte a emisiunii, stimați telespectatori, discutam în cadrul primei despre impactul pe care îl are asupra unui om obișnuit, unui om care nu a călcat dincolo de pragul unui penitenciar, această lume ascunsă și în egală măsură despre ceea ce par a fi abuzurile ce se petrec constant în această lume, dincolo de ochii noștri, dincolo de ochii presei, presă care de cele mai multe ori nu are voie să filmeze, nu are voie să
înregistreze, nu are voie să pătrundă așa ușor în această lume. Stimate domnă, revenind, pentru că nu mi-ați oferit un răspuns 100% complet, cum este posibil ca o persoană, fie ea director sau nu, să poată să ia atâtea decizii, multe dintre ele abuzive, discreționare, am putea spune, fie pentru persoana proprie, fie pentru, nu știu, un microgrup? Deci eu nici eu nu știu exact de unde atâta putere, de unde atâta tărie. Asta înseamnă că cineva de sus te iubește. Sus, și nu sus? E Dumnezeu. Aha. Și nu e Dumnezeu, cred. Cred că e altcineva. Că nu poți să slujești la doi domni. Deci ori lui Mamona, ori lui Dumnezeu. Dar noi vorbim de cei de sus și mă refer la din ANP-ul, care au fost cel puțin. Cei care au fost, pentru că și un director general când vorbește cu tine, ce faci, Ionuțe, nu? Avem o intimitate, da? Când spun trăi domnul Ionuț, veniți, parcă nu, e un respect. Dar când îți spun Ionuțe, hai cu mine, ce faci, adu-mi și mie Ionuțe scaunul, nu este o intimitate? Ba da, arată clar o relație de apropiere. Ei, asta era înainte, cât domnul Claudiu Bejan, director general, vorbea, Ionica, adu-mi scaunul, sau Ionică, vedeți dumneavoastră. Deci apropiere. Nu vreau să detaliez sau să spun altceva, că nu cunosc faptul că să mergem mai departe cu mintea, că putem merge și mai departe, că a fost da sau că n-a dat, nu știu, dar era o apropiere de prietenie și nu cred că poți să te apropii de un director general chiar așa, pentru că eu îl cunosc pe Claudiu Bejan și fostul director general de la Constanța, care nu era chiar așa și chiar îmi spunea la un moment dat când am făcut sfințirea capelei penitenciarului și a venit mitropolitul Olteniei Irineu și foarte frumos, foarte elegant, era un caz de excepție, era frumos, toată lumea s-a mândrit, toată lumea a făcut adresa aia, da. Și vreau să spun că toate acestea nu au fost puse pe tapet și chiar cu mă referam la cele celulare care după aceea au adus, când le-am descoperit și le-am adus la lumina cunoștinței lor, că de fapt mi-a zis un lider sindical de acolo, de la Solidaritatea 2000, că ce căutam eu noaptea? Deci el nu știa că noaptea de Paști. Că de fapt stai așa că a mai fost unul și mi l-am fi însușit eu. De unii știa că cam cât ar fi fost noaptea aia, nu pot să-mi dau seama. Tot să găsească ceva să-mi închidă gura, înțeleg dumneavoastră niște treburi. Deci paza negăsindă era momentul în care cum să raporteze că preotul a descoperit atâta celulare. Era rușinos pentru ei, nu? Revenim, deci chiar nu știu exact de unde atâta putere, de unde atâta, cum să spun eu, ipocrizie, știu cum să-i spun, să n-ai puțin bun simț și puțin educație și față de cine? Față de un preot, da? Nu sunt nici ăla, nici ăla, nici ăla. Nu am pe nimeni care poate să mă arate cu degetul în momentul în care eu i-am făcut un rău, n-am nicio datorie la nimeni și în acești ani puteam să se ivească, putea să ivească atâtea lucruri. Domnule, m-a furat, m-a strigat, nici avut nu sunt, că am o bicicletă Pegas, o știe toată lumea, roșie. Nu mi-o fură nimeni pentru că nu se încurcă să mi-o ia. Aștept o pensie să vină, să trăiesc o lucru decent, așa cum va fi. Și așa mai departe, deci vreau să spun și acel lucru, dar această putere nu știu, dar ceea ce știu că în trecut sunt dosare iar penale care au fost deschise pentru la adresa directorului penitenciarului și au fost date cu NUP de începerea urmării penale, da, acolo, nu știu de ce, nu știu, cu niște carne, nu știu exact. Așa am înțeles, nu știu exact, n-am studiat dosarul, nu am ajuns la el, poate alții îl vor aduce la lumină, poate îl vor scoate, poate se va discuta, nu știu. Poate da, poate nu, nu știu, asta vor decide cei care sunt în cauză și care pot să scoată la lumină acest lucru. Deci am spus acest lucru de activitatea mea de atâția ani, dureroasă și dureroasă de multe ori pentru că e o muncă continuă, stresantă, stresul e foarte greu și toți ceilalți care vor veni acum în locul meu o să vadă că este greu, că nu este numai slujbile care le fac ei acolo și este foarte greu. Munca cu omul este foarte grea și eu am spus încă o dată și repet, acea muncă cu care oameni. Oameni care
caractere diferite, cu, nu cu multă școală, poate multe ori și poate răbuniri, poate nu știi cum să-l iei, oricând riști să pățești ceva. Bine, riscul este meseria noastră a tuturor, pentru că suntem plătiți la risc, nu e o problemă. Nici n-am vrut să spun treaba asta, dar și diferite, foarte multe ori, am spus. Pentru că oricum nu se face testul HIV, decât la cerere. Deci foarte mulți care vin acolo, nu? Poate să aibă HIV-ul, să te înțepe pe el și te înțepe pe tine cu un ac și am încheiat citatul, da? Ești posibil să mori lejer, fără să dai seama că te-a înțepat. Zice, m-am distrat, părinte, sau oricare, vă dați seama, deci... Este o lume plină de pericole, această lume a penitenciarelor, o lume ascunsă, spuneam în debutul emisiunii, o lume în care, iată, abia când ați reușit să scăpați de constrângeri și de o anumită rigoare specifică acestui domeniu, puteți spune lucrurilor în față. Da. Cu siguranță, în această țară, în lumea întreagă, se comit și alte abuzuri, atât asupra celor angajați, celor care funcționează acolo, cât și probabil asupra deținuților de către anumite persoane, să spunem, cu funcții sau care, într-un fel sau altul, terorizează sau au, să spunem, instituie un regim destul de dur asupra acelor persoane. Repet, poate inclusiv asupra angajaților. Și cu siguranță sunt astfel de cazuri în care oamenii de frică nu vorbesc. Este normal, vedeți dumneavoastră, atâta timp cât lucrezi în această instituție și în acest sistem, sistemul te poate dobori. Da. Da? M-a ucis sistemul. Cu toate că au zis unii greu de ucis cu Bruce Willis. Dar l-au ucis până la urmă, vă și spun eu. Da. Și cu toate aceste lucruri, deci nu poți să vorbești mult. Ca vorbești mult, ți se închide pliscul. Se termină foarte repede problema cu tine și poate să-ți facă multe necazuri. Atunci nu trebuie să taci, să nici. Nu este frică acum, după ce ați părăsit sistemul, de, nu știu, eventuale consecințe? Nu. Nu mi-a fost frică niciodată. Nu mi-e frică de, că am spus și cu adevărat, mi-e frică de Dumnezeu. El e cel care m-a făcut dintr-un nimeni. Dintr-un nimeni. Pentru că suntem la ora adevărului, poate prima dată și poate ultima dată, nu se știe, în emisiunea dumneavoastră. Eu sunt un copil din Flori. Știți ce înseamnă, nu? Nu cunosc pe tata. Pe mama. Un copil care poate la început n-a fost, dar Dumnezeu a fost totul pentru mine și mama mea, care m-a trimis să învăț și am învățat. Să trăiesc cu mama, după aceea am învățat și m-am dus și poate mult nu credeau că eu voi ajunge preot. Nu? Dar Dumnezeu a lucrat și am ajuns aici, acolo. Poate n-am trăit ca alții cum trăiesc copiilor, în puf. Ce mănânci tată, ce poate bătut de tată vitre, poate, eu știu, scuipat, poate de ce copilul tău, poate multe bătăi și poate de câte capete, de câte ori mi-a avut capul spart. Pentru că nici copilul cuiva e greu. De-aia am spus tuturor și le povesteam și la predici, nu vă lăsați copiii pe mâna tuturor, nu divorțați, păstrați-vă copiii, stați alături de ei. Fiți aproape, asta le... Da? Și atâtea lucruri de om, de a fi om. Mi-aduc aminte într-o carte a lui Antonie Plămădeală, mitropolitul Ardealului, Dumnezeu să-l ierte, pentru că l-am prins eu în Facultatea Teologie Sibiu, un om extraordinar care chiar iubea studenții și ne vorbea în aulă de multe ori și vorbea cu toți și ne iubea. Și în această carte le dau un exemplu extraordinar în care un om oarecare s-a dus în pădure să taie lemn. Acolo a găsit un pui de lup, l-a luat acasă și l-a crescut alături de alt câine, de-al lui domestic, de-al nostru. Și au crescut amândoi, la un moment dat, lupul fiind lup, a plecat. S-a dus. Și nu l-a mai văzut. I-a părut rău, pentru că îl crescuse de mic. Era cam din familia lui, așa cum avem fiecare animale și aia crește și mor și ne doare exact cum ar muri un copil sau o rudă apropiat. Într-o iarnă se spune că era iarnă puternică, cu ger, cu frig. S-a dus că îi trebuia niște lemne și la un moment dat a văzut o haită de lupi care se îndrepta spre el. Ce a putut să mai facă? Să se închine? Să spună, Doamne, iartă-mă că s-a terminat. Urmează să fiu mâncat. Da,
n-avea altă șansă. Era clar, cu un câine de-al lui și cu văzut o haită de lupi, îi dăduse seama că n-are nicio perspectivă de a scăpa. Numai că... Și vă dau cuvântul, întotdeauna îmi vine să lăcrimez pe treaba asta. Șeful haitei s-a apropiat de el, l-a mirosit, l-a mângâiat și a dat seama că ăsta este lupul pe care îl crescuse el, devise șeful de haită, vedeți? Omenie, suflet. Cum oamenii nu pot să aibă așa ceva? De ce noi oamenii suntem așa de răi? De ce putem să fim? De ce să fim numai noi și noi și noi? De ce nu putem să ajutăm și pe altul când putem să o facem fără a da din buzunarul nostru să fim puțin omenie? Nu. Când nu este acest element într-un om, e nol. Este nol și neavenit. Eu nu dau doi bani pe acești oameni care chiar nu fac lucrarea între suflet și minte. Da, vedeți, dumneavoastră, mereu și fie trăirile personale, fie experiențele pe care le-am avut fiecare dintre noi, sau chiar istoria, pur și simplu, toate ne demonstrează că de cele mai multe ori oamenii nu sunt niciodată recunoscători, da, pentru fie gesturi mărunte, fie gesturi de binefacere, fie lucruri semnificative în viața lor. În secunda următoare, cei mai mulți dintre ei uită, da, un bine pe care l-ai făcut. Și atunci, da, stai și te gândești, lăsând puțin deoparte morala creștină, dacă este bine să faci tuturor bine și să nu te gândești deseori și la tine. Pentru că de cele mai multe ori renunțăm poate la niște chestiuni care ne-ar face nouă plăcere sau ne-ar ajuta pe noi într-un fel și zicem, las de la mine, hai să-l ajut și pe ăsta. Da. E, ăsta este cel care mâine poate să bage și în spatele tău, metaforic vorbind, da, să fie cel care sapă groapa și că îți mai dă și un brânci și tu de acolo să te uiți și să-l întrebi de ce și, da, el să-ți râdă în față. Corect. Corect. Sunt. Și, da, cu siguranță, în experiența noastră, de cel puțin în cea de 26 de ani de profesie, iată aici, în penitenciarul de la Târgu Jiu, ca preot, ați văzut ce înseamnă oameni perfizi, da, ce înseamnă oameni ipocriți și nu, atenție, corect, nu în rândul celor care își ispășeau pedepse. Poate de multe ori în rândul celor care îi păzeau sau care, într-un fel sau altul, erau acolo. Da, așa este. Am văzut foarte multe lucruri. De ceva s-a schimbat. Sistemul penitenciar din 91 s-a schimbat. Înainte nu puteai să stai ca deținut. Când făceau un cadru, te întorceai cu spatele la zid, stăteai la băncuță, nu te puteai duce în pat decât la ora 10, la ora de culcare, citeai ziarul, aveai program, aveai stabilit clar și... Acum nu. Deci acum este program lejer în care chiar deținutul spune în față că nu vrea să iese. Nu vreau, nu... Dacă recurgi la acele lucruri, raport de incident, unde poți să-i faci rău, să-l amâni în comisia de liberare, curgeată, din punctul meu de vedere, mi-a spune, păi, părinte, dumneata, păi, dar tu mă înjurași, tu... Sau tu i-ai zis treaba aia, nu-ți e rușine, păi, la mâine, dar tu, matale. Matale, nu poți să faci așa ceva. Și este un adevăr că, până la urmă, și nu de frică spuneam, băi, eu încalc pe inimă, tu îl înjurași pe Dumnezeu, îl înjurași că ce Dumnezeu sau nu știu ce și foarte multe vorbe urâte la adresa lui Dumnezeu, a Sfinților, a lui Iisus Hristos. Eu nu pot să înjur de Iisus Hristos, de Dumnezeu, cum o fac mulți, și mai ales când folosesc cuvântul diavol. Este o invocare în care nu este bine, pentru că diavolul nu este ceva care doar din vorbă. Este o realitate. Și Dumnezeu și diavol. Dacă vorbim ceva și pe treaba aceasta, o să vedeți că fiecare muribund care ajunge acolo, cineva din familia lui dragă vine să-l ia. Că e mamă, că e tată, că e bunic, cineva drag din familie vine să-l ducă pe drumul acela spre dincolo. Deci asta e realitatea. Acolo e și diavolul care încearcă prin tot felul de... Eu am avut, chiar odată eram în capelă și eram singur, asta că mi-am adus aminte și am avut o dată, nu pot să-mi dau seama, să zic, să presupun o discuție în ghilimele cu diavolul și am spus, n-ai ce să-mi faci. Eu știind că e un har și un harul care este pe la și că n-ai ce să-mi faci, dar nu știu ce mi-a venit. N-ai ce să-mi faci, Doamne ajută, m-am închinat, nu știu ce, nu știu cum. Nu știu ce mi-a venit pe moment. Dar pot să spun că după o singură săptămână, m-am certat cu soția și aproape un an s-a detașat la bisticița când a plecat. Și mi-a arătat că poate să facă. Se bagă în familie. Și o trec.
te face în om neom. Înțeles? Deci are puterea de a încerca oameni, are puterea de a face mult rău. Și atunci trebuie să fim atenți când folosim și când înjurăm pe Sfinți și pe Dumnezeu și așa mai departe și când invocăm pe diavol, care poate să facă, la un moment dat se pare că e bine și poate să fie rău. Da. Vedeți, dumneavoastră, Necuțu, cum am spus, acești ani, 26 aproape la număr, am văzut foarte mulți oameni, da, adevărat, și colegi și deținuți care au fel de fel de caractere, la fel și cadre care toți, unii mai mândri, mai, eu știu, infatuați. Acum poate să fie un prost infatuat sau un infatuat cu relații. Da. Pentru că dacă tu ai niște oameni sus, bine puși, general, și nu știu ce, e normal ca tu să-ți faci de cap. E la fel ca domnul Păiescu să știe pe cine ai tu în spate și nu poate să lege de tine, da? Că știe că își mișcă scaunul și atunci nu se leagă de tine și îți mai dă și un 50, da? Hai bă, uite, eu sunt băiat, nu? Și eu sunt băiat cu tine, fii și tu băiat cu mine. Și atunci când e o problemă, băi, ajută-mă și tu, sună pe unchiul și spune că uite, am o problemă, da, nu? Se face. Din păcate este o practică foarte des întâlnită, vă spun sincer că nu numai în sistemul acesta al penitenciarilor, ci în aproape fiecare subsistem existent în România și cred că în mai toată lumea se practică până la un anumit nivel aceste, nu știu cum să le numesc, acest sistem de pile, de relații, de înscriri, de rudenie, de ajutorare, ajută-mă astăzi că eu te ajut mâine. Da. Însă este total injust față de cei care își fac meseria, își fac treaba cu dedicație, de cei care, într-un fel sau altul, nu pleacă, nu se pleacă în fața unora sau altora. Și iată, cazul dumneavoastră, ajungeți să vă întrebați retoric de ce dumneavoastră n-ați putut beneficia de acel salariu de merit, deși existau toate premisele să-l fi luat. Putem vorbi de un caracter duplicitar, că tot vorbeam de ipocrizie, de un caracter duplicitar în cazul de față al domnului. Da. El întotdeauna îmi spunea că stai cu minte că-ți dau. De niciodată nu mi-a spus că nu. Nu v-a spus când, în primul rând. Da, stai cu minte că-ți dau. Adică eram ca acel măgăruș sau căluț care îți dă cu zăhărelul, știi? Stai că-ți dau, nu face valul, stai cu minte, stai cu minte. Bine, domnul director, vă aștept, vă mulțumesc niciodată. Am zis frumos, îmi reproșea că sunt vocalist. Adică vocalist de ce? Pentru că a dat acel 50 unei colegi de ale mele. Nu spun, toată lumea muncea, nimeni nu stă. Deci toată lumea muncește. Eu nu pot să spun că cineva din colegii mei stăteau. Toată lumea își face probleme, își face alea, pentru că când vine în control ANP-ul, toată lumea îi controlează la rând. Tot ce au făcut, tematic, absolut tot, le iau la mână. Deci nu poți să spui că nu faci mai mult. Deci toată lumea trebuie să aibă documente, pentru că prima dată ei vin pe documente. Nici nu prea interesează, foarte puțin intră în sistemul de detenție. Să stai de vorbă cu anumiți deținuți și poate când intră, iasă repede. Pentru că cei mai mulți care au ajuns în ANP-ul acolo provin din cadrul penitenciar, dar au avut poate și un spate, să presupunem așa cât de cât, și au rămas acolo și au uitat din mediul care au plecat. Și numai atâta, v-am spus, implementează și anumite programe și așa mai departe, alte lucruri pe care le iau de la alții care n-au mers. În Portugalia, cum a spus, creditarea aceasta, cum a făcut doamna Iomăra și mai departe, și o introduc aici și n-a mers în alte țări, merge la noi, ce nu merge? Și atunci zice, am introdus-o, merge foarte bine. Eu, doamna Ioana Murad, i-am spus, s-o prostit creditarea. A zis, asta e problema, zice, e părerea dumneavoastră. Deci am spus, da, și mi-o mențin. Și este. Toată lumea, vă asigur că spunea la această întrunire undeva, se întâmpla pe la Severin. Și mi-aduc aminte și odată la Eforiesul, la Flamingo, unde avem noi hotelul nostru penitenciar, da, din cadrul ministerului care l-au. Și tot așa, toată lumea vorbea pe sub masă, niciodată în față, știți? Venea să rămână lulul în față. Lipsă de curaj sau ipocrizie? Nu știu cum să-i spun. Cred că și lipsă de curaj, bă, spun, poate nu ipocrizie. Știind că dacă îi taie basul și nu-i convine, deci zice, băi, nu ai văzut aia, păi adu-o, vorbea cu ăla, ea fiind acolo fusese directoare generală adjunctă, doamna Ioana Morar, mă refer. Și ceilalți, ei au zis la un moment dat că poate eu am fost, s-a întâmplat ca odată
A venit ca șef de la Craiova, doamna Nițoiu, care s-a făcut mult tantam atunci în Gorjeanu. S-a scris enorm despre această damă care a venit de la Craiova și care trebuia să ocupe postul de director adjunct în cadrul compartimentului cultural, și dar a făcut foarte mult rău pe la oameni, s-a certat cu ei, Itachina îi făcea și așa a ajuns să scrie și așa mai departe și n-a ajuns să ia. Și așa mai departe, pentru că la iar când îi spuneam, uitați ce se întâmplă, merge treaba, nu merge. Cum nu merge? Nu merge, dar se pare că și această doamnă nu era singur pe lume. De obicei, persoanele care sunt propuse într-un domeniu oarecum militarizat, cum este acesta al dumneavoastră, nu sunt persoane singure pe lume, sunt persoane care ajung acolo cu spate. Da, da, în general este cam greu să intri în sistem. Este greu. Pentru că, la un moment dat, hai să presupunem, este muncă asiduă, este muncă grea, dar și bine plătită. Muncești, ai orele... Și apropo de muncă bine plătită, din ceea ce știți și cu siguranță v-a mai ajuns pe la urechi, în această perioadă nu se pensionează nimeni? Pentru că, iată, avem o nebunie în MAI, de exemplu, în MAPN, de exemplu, la servicii, unde toată lumea acum dă năvală spre pensie ca să beneficieze de ceea ce este. Da, da, da. Din cunoștințele mele și din câteva... Eu știu, discuții purtate cu câțiva colegi de-ai mei care încă lucrează acolo, am înțeles că deja a apărut această iufă și mulți au depus cerere acum de pensionare. Este normal, pentru că se pierde la salariu și nu le convin după atâți ani, să pierzi foarte mulți bani. Și eu puteam să mai stau. Puteam să mai stau, dar sincer, puteam să mai stau un an. Anul acesta fac 55. Acum chiar pentru septembrie, mulțumesc la fel. Fac 55 de ani. Nu e la 42, nu e la 55. Și puteam să, cred, să mai stau până la 57, cred că mă scotea calculatorul, dar mă săturasem. Și vreau să spun că de multe ori nu de deținuți. Nu. De anumite cadre, să știți. Deci cadrele. Niciodată deținuții mi-au fost aproape, pentru că știu să vorbesc, au fost cu mine, am discutat, am cântat împreună cu ei, cu Olinda, am făcut coruri, am făcut atâtea și atâtea lucruri, care chiar au fost frumoase, chiar mi-aduc aminte că cu domnul Bocșec, poate ați auzit de domnul Bocșec, care a cântat cu doamna Minor acolo și a dat 50. Eu când am cântat cu Olinda, nu au vrut să-mi dea. Acum depinde cum cânti, cu cine cânti și cine ești și cum te cheamă. Corect. Dacă ești Nima în drum, nicio șansă. Nicio șansă. Așa este, stimate domn, dacă timpul vă va permite, vă lansăm invitația să ne onorați cu prezența, poate însoțit și de alte persoane, să discutăm despre ceea ce se întâmplă în continuare în acest spațiu ascuns. Până atunci însă să aveți o seară cât mai plăcută. La revedere! Vă mulțumesc și sper să primesc invitația și să vin din nou la dumneavoastră să mai stăm. Vă mulțumesc frumos și vă doresc o seară plăcută. La fel, dragii mei, o seară cât mai plăcută. La revedere!